Trăim vremuri nebune de tot. Europa e în fața unei noi provocări, atentatele teroriste. După Franța a venit rândul Austriei. Asta în timp ce numerele zilnice legate de pandemie cresc de la zi la zi. La noi, un oraș mare e aproape de lockdown. Toți indicii au fost dați peste cap. În America e zi mare. În următoarele ore se alege președintele. Salut, bine te-am găsit la un știu cu multă agitație astăzi. Sunt alături de Ioana. Bună, Dan. Eu m-am mai liniștit un pic. Deși am avut o noapte albă, am fost cu ochii numai pe Austria, azi la prânz numai pe bilanțul COVID, imaginea cu Aida, o fetiță de 4 ani salvată după 91 de ore de sub ruinele clădirilor prăbușite în Izmir, m-a făcut să realizez încă o dată că există miracole și speranță. Speranța la un mâine mai bun. Să înceapă știu! E o zi cu noi recorduri de bolnavi în România, dar întristarea vine de la noile atentate cu tentă radical-islamistă de la Viena. Viena lovită de primele atentate după 35 de ani. Imagini înspăimântătoare cu criminalul, dar și cu doi eroi, culmea musulmani care iubesc Austria. America numără voturile în ziua cea mai lungă. Donald Trump crede în victoria lui, dar bursele pariază pe Joe Biden, urmașul lui Obama. Turcia continuă să-și plângă morții și să creadă în miracole. Încă o fetiță de 4 ani salvată după 91 de ore din blocul prăbușit. Da, am o colecție de povești măcar la fel de impresionante. Timișoara nu mai poate evita carantina. Aproape 5 infectări la 1000 de locuitori. Primarul Fritz vrea închiderea controlată ca la germanii, dar guvernul se opune. Șeful PSD și-a pus internetul în cap după ce a spus că oamenii l-au împușcat pe Ceaușescu pentru că ar fi plătit datoriile României. Și România menține starea de prudență și nu crede în atentate la București. SRI nu vorbește decât pe Facebook, iar polițiștii nu au antrenamente la zi. Bun, astea sunt câteva dintre subiectele zilei. Avem subiecte puternice, avem și juriu puternic. Nadina Zisu, Alex Angel și Liviu Drăgan. Vă salutăm pe toți. Bună seara! Domnul Drăgan, ne bucurăm să fiți alături de noi pentru prima dată. Cu ochii pe știu în seara asta, mai ales că sunteți un om care face lucruri deștepte. M-am interesat să știți, sunteți fondatorul asistentului virtual inteligent Druid. Ce face pe scurt asistentul ăsta? El ajută pe oameni ca meseriile repetitive, plictisitoare, să fie făcute de niște simpatici chatbots, de asistenți virtuali, ceea ce face ca lumea să devine mai, să se îndrepte, să devine mai literată și muncile plictisitoare să se anuleze. Ne punctează el în această seară sau dumneavoastră? El, în seara asta am să vă punctez eu, chiar dacă am să fiu sfătuit de el. Eu mă gândeam că poate ne apropiem un pic de Druid și facem cumva ca știrile să nu fie plictisitoare și să fie foarte antrenante așa. Mulțumim foarte mult că sunteți alături de noi. Sunt convins. Și vă invităm să urmăriți o oră de știu. Începem știu. Atacul din Viena a fost comis cu un cinism extrem de un tânăr de 20 de ani care a acționat nepermis de ușor pentru cineva condamnat deja pentru legături cu ISIS. Născut și crescut în capitala Austriei, el a deschis focul în zona de promenadă a orașului asupra unor oameni care se bucurau de ultimele ore de libertate. De azi noapte, de la ora 12, Austria e în carantină din cauza coronavirusului. Running away, and this one or two attackers chasing them all over the street. They were shooting at least 100 rounds just in front of our building. Oh yeah! Oh my God! Kopf rein, Kopf rein, Kopf rein! Das hat der Häuser getroffen. Kopf rein, Kopf rein! Yeah.
Das ist der schwerste Tag für Österreich seit vielen Jahren. Unseren Spezialeinheiten der Polizei ist es gelungen, einen schwer bewaffneten Terroristen ausgestattet mit einem automatischen Sturmgewehr. 4 morți și 22 de răniți, printre care un polițist, ăsta e bilanțul anunțat de autoritățile din Austria. E vorba despre doi oameni în vârstă, un tânăr și o chelneriță. Sunt detaliile oferite de cancelarul Sebastian Kurz. Autorul masacrului e originar din Macedonia de Nord, iar în aprilie anul trecut a fost condamnat la 22 de luni de închisoare. A încercat să plece în Siria ca să se alăture statului islamic, însă a fost eliberat în decembrie. Când a fost lichidat, avea asupra lui un Kalashnikov, un pistol și o machetă. Sunt armele pe care le are și într-o fotografie postată pe Instagram, unde și-ar fi anunțat intențiile criminale. Putem vorbi deci despre o lipsă de reacție a autorităților din Austria, care, din fericire, a fost compensată de o solidaritate arătată, de exemplu, de doi luptători turci de MMA. Aceștia se aflau în apropierea stației de metrou Morți în Plaț în momentul atacului și au salvat un polițist rănit și o femeie în vârstă. I-au dus pe amândoi la un loc adăpostit. Unul dintre luptători a fost împușcat în picior, dar rana este superficială. Ministrul de Interne al Austriei a anunțat în urmă cu puțin timp că 14 persoane au fost arestate și se află în custodie. Toți cei reținuți sunt apropiații atacatorului. Iar o informație de ultimă oră spune că poliția elvețiană a făcut două arestări lângă Zurich. Persoanele reținute ar avea legături cu atacul. Poliția acestor teroriști. Da, eu sunt sigură că vor fi prinși și n-am niciun dubiu despre asta. Ceea ce am reținut eu din povestea ta este acest amănunt cu cei doi turci musulmani care au salvat două persoane, nu spuneai, o femeie în vârstă și un polițist rănit, iar asta mie îmi întărește încă o dată credința, un lucru pe care l-am spus dintotdeauna și îl spun și astăzi, terorismul nu are nici religie și nici granițe. Asta așa este. E un exemplu, e un simbol al acestei povești cu cei doi musulmani și vorbește despre faptul că nu toți musulmanii din Europa, bineînțeles, pentru că vorbim de milioane, zeci de milioane de oameni de altă religie, nu toți sunt în tabăra asta a unor descreierați până la urmă care cred în atacuri teroriste. Este totuși o poveste de care Europa nu poate scăpa. Odată la ceva timp se tot repetă. Da, vedem de fiecare interesant. Dată mesaje de genul nu cedăm, uniți, ne rugăm pentru Viena, ne-am rugat și pentru Paris, și pentru Lyon, și pentru Nisa. Așa că părerea mea e că lucrurile nu se vor opri aici. Politica celor care imigrează în Europa probabil că se va schimba și mi se pare că poate fi începutul a ceva mult mai rău. Da, și pe mine m-a uimit prima întrebare pe care mi-am pus-o aseară a fost de ce Viena, de ce Austria, pentru că până acum Austria nu fusese pusă pe harta atentatelor. Uite că ceea ce s-a întâmplat ieri la Viena ne arată că din păcate nicăieri nu suntem în siguranță, nu suntem la adăpost de acești oameni radicalizați. Și o altă întrebare e când Bucureștiul sau oare și Bucureștiul? Pe o listă de nenorociri de genul ăsta? Am pus întrebările astea, avem și date de la Serviciul Român de Informații, o să vorbim imediat. Ceea ce pe mine mă revoltă este faptul că acest atacator, acest criminal cu sânge rece, în trecut a publicat pe contul său de Instagram mai multe fotografii în care apare cu mai multe arme automate, dar și imagini din momentul în care a depus jurământul de credință față de șeful organizației teroriste ISIS. A trimis clipuri cu atacul de la redacția Charlie Hebdo către doi prieteni de pe Instagram. Deci totul este public. Autoritățile, poliția, de ce nu au acționat acest om? Oricum fusese condamnat la 22 de luni de detenție, tocmai pentru că încercase să plece în Siria pentru a se alătura stat islamic și datorită legilor, după 5 luni a fost eliberat. Poliția nu supraveghează. Cum este posibil ca un astfel de om să facă publice astfel de imagini? A postat inclusiv un shooting. Cum este posibil ca acest om să aibă acces la arme?
Informație de ultimă oră, ISIS a revendicat atacul ăsta și uite, avem și tweet-ul. E o informație care circulă în toată presa, în toată lumea. ISIS așadar revendică acest atac după ce tot ISIS a tot revendicat atacuri teroriste în multe locuri ale Europei. Da, nu mă miră acest lucru, chiar mă întrebam când o să se întâmple asta. Uite că am crezut că am pus la pământ această organizație teroristă, dar iată că, din păcate, nu este așa. Bun, m-a întrebat de România. Am vrut să vedem cât de pregătită e România pentru un atentat terorist. Am cerut răspunsuri simple despre procedură, dar SRI refuză să discute. Sunt mult mai deschiși pe Facebook. Atentatul de la Viena este un avertisment că orice stat din Europa poate reprezenta o țintă pentru teroriști. În România, nivelul de alertă teroristă rămâne albastru precaut. E o parte dintr-o postare lungă, reacția SRI la ce s-a întâmplat în capitala Austriei. Imaginile terorii pe care le-am tot văzut de aseară mi-au amintit de ultima simulare de atac armat la ambasada Israelului din septembrie. E singura ambasadă străină care participă la astfel de exerciții în România alături de SRI și instituțiile din cadrul Sistemului Național de Prevenire și Combatere a Terorismului. Dacă sunt suficiente exercițiile acestea, ne poate spune domnul Cosmin Andreica, liderul sindicatului Europol. Bună seara, în primul rând! Cât de pregătită, domnule Andreica, este România pentru un atac similar celui din Viena? Este o întrebare foarte bună și nu cred că putem noi găsi răspunsul în acest moment, însă pot să vă spun despre ceea ce este nevoie să îmbunătățim. Cu toate că, sigur, despre în legătură cu terorismul avem această structură specializată care este Serviciul Român de Informații, însă până să ajungă în documentarea Serviciului Român de Informații, sigur avem și noi vulnerabilități pe care le cercetăm inclusiv la nivelul Poliției Române. Din păcate, în astfel de situații, indiferent de ce țară vorbim, și iată, în cazul de față am avut Viena, așa cum ați spus, o țintă cumva care nu figura pe lista celor mai căutate orașe de către teroriști. Însă vedem că dacă și în Austria se poate întâmpla așa ceva, sigur temerea noastră este și mai mare când vorbim despre România. Pentru că polițiștii pe care avem în stradă, și ați văzut că prima reacție a venit din partea poliției în Austria, nu a venit din partea structurilor antiteroriste, este că polițiștii încă sunt nepregătiți. Nu sunt la nivelul de pregătire la care ar trebui să fie. Când vorbim despre pregătirea profesională, când vorbim despre intervenții, când vorbim despre pregătirea tactică și profesională a polițiștilor, aceste subiecte sunt în continuare subiecte tabu, deși ar trebui să reprezinte priorități ale instituției. Și de asemenea trebuie să vorbim despre faptul că în România astăzi există în continuare orașe în care nu există poliție după ora 22 sau nu există poliție sâmbătă și duminica pe stradă. Adică doar dacă în situația în care există un apel de urgență, polițiștii sunt chemați de acasă din timpul lor liber pentru a interveni la evenimente. Domnule Mai mult Andreica. Decât atât, avem în jur de 8 județe în țară unde serviciul de acțiuni speciale, adică mascați, așa cum sunt ei cunoscuți, nu lucrează după ora 22. Ei intervin doar dacă se impune și sunt chemați de acasă. Aceste grave lacune cu privire la asigurarea serviciului polițienesc ar trebui să fie pe lista de priorități și pe agenda publică în timpul foarte apropiat. Domnule Andreica, de ce nu se fac mai multe exerciții de simulare de atac armat? Spuneam ceva mai devreme că singura ambasadă care face este ambasada Israelului împreună cu SRI-ul. Sunt suficiente? Bănesc că răspunsul este nu. Din punctul dumneavoastră de vedere, de ce nu se fac mai multe? De ce nu se fac mai multe exerciții? Sigur, dacă vorbim despre SRI în domeniul lor de activitate și dacă ne raportăm la Brigada de Combatere a Terorismului de la nivelul SRI, lucrurile stau mult mai bine decât la poliție, de exemplu. Cu toate că, sigur, avem această brigadă, repet, prima intervenție va fi a poliției în orice caz de atac armat sau atac terorist. Nu se fac exerciții pentru că lipsa de personal este foarte mare, pentru că cei din conducerea Poliției Române și a Ministerului preferă să aibă
polițiști în stradă mai repede decât polițiști în planuri de pregătire profesională, în acțiuni, în astfel de cursuri propriu-zise. Și, de asemenea, trebuie să vorbim și despre o lipsă acută de oameni care să reușească, deci nu avem instructori în poliția română care să preia acest rol deosebit de important. Și ca și exemplu, pentru că am văzut acolo în Viena că s-a făcut uz de armă, gândiți-vă că un polițist în România se pregătește din punct de vedere tactic și face uz de armă, antrenamente, folosind 10 cartușe pe an. Din 10 cartușe pe an pe care el le trage la o țintă fixă, nu cred că putem vorbi despre precizie, nu cred că putem vorbi despre deprinderea unor abilități pe care să le poată folosi, iată, în astfel de situații. Pentru că și în cazul de la Viena am văzut inclusiv polițiști luați prin surprindere de atacul feroce acestor teroriști. Pentru mine sunt absolut incredibile detaliile astea pe care ni le dați. Nu suntem pregătiți, nu avem antrenament, nu știm să tragem la țintă, nu avem polițiști la program non-stop. Adică dacă, Doamne ferește, ne vom trezi cu niște teroriști în București, pentru că suntem o capitală europeană, la fel cum este și Parisul, la fel cum este și Viena, teroriștii să vină până în 10 seara ca să, cât de cât, să fim și noi pe stradă cu intervențiile. Sunt detalii absolut îngrozitoare, nu știu, suntem cu Doamne ajută, la fel cum suntem și în situația cu tremurelor. Ce vreau să vă întreb? Am văzut în comunicatul ăsta dat de SRI pe Facebook că nivelul de alertă este albastru precaut. Și recunosc, nu știu exact ce înseamnă asta, dar vreau să vă întreb dacă au fost la un moment dat și alte culori, am fost în scenariul roșu vreodată? Nu, nu s-a pus problema de scenariul roșu în România după 1990, ca să spun așa. Oricum, aceste coduri de alertă sunt coduri folosite de instituțiile europene de apărare și ordine publică. În momentul de față nu există niciun fel de alertă pe teritoriul României și dacă ne uităm în Eurostat, așa cum suntem în momentul de față și cu compromisurile pe care le avem în sistem, România este una dintre cele mai sigure țări din Uniunea Europeană. Însă acest lucru se poate schimba foarte repede. Vedeți și dumneavoastră că deja terorismul nu mai are preferințe. Actele de terorism pot fi realizate oriunde pe teritoriul Uniunii Europene. Practic, dușmanul este Uniunea Europeană și România, făcând parte din ea, evident că se expune acestui risc. Dar este important, în primul rând, să admitem și să recunoaștem problemele pe care le avem de sistem. Pentru că dacă nu vom face acest lucru și dacă vom prezenta ca fiind totul roz, lucrurile vor fi destul de tragice în momentul în care ne vom confrunta și noi cu astfel de atacuri. Mulțumim foarte mult, Cosmin Andreica, liderul Sindicatului European, pentru această intervenție. Mulțumim pentru informații și pentru curajul, până la urmă, de a vorbi atât de deschis de niște probleme îngrozitoare pe care le avem. Suntem complet descoperiți în cazul în care ne lovește și pe noi așa ceva. Și știi cum e că în momentul ăsta zici, mă, totuși e departe, Franța, nu e chiar Austria, așa de departe, sunt cam 5 ore de la Timișoara până la Viena. Bine, pe de altă parte, să știi că eu mă simt destul de în siguranță în România. Ai văzut ce spunea și domnul Andreica mai devreme, că Bucureștiul este una din destinațiile sigure. Am doar două exemple să-ți dau. La summitul francofoniei din parcă 2007, dacă nu mă înșel, a venit frumos SRI-ul sau poliția sau cine s-o fi dus și-a bătut la ușa musulmanilor care locuiau în apropierea Palatului Parlamentului și le-au spus: știm că aveți o casă de vacanță la Sinaia, vă rugăm frumos pe durata summitului să vă duceți acolo. Și am prieteni care închiriază apartamente prin Booking, prin Airbnb și sunt obligați să anunțe la poliție dacă găzduiesc vreun cetățean musulman. Uite, doar două exemple care pe mine mă fac să mă simt în siguranță aici, pentru că serviciile lucrează și nu numai pe Facebook. Ăsta e un avantaj de care noi de multe ori nu suntem conștienți. Trăim într-o capitală europeană în care putem să mergem liberi pe stradă, de cele mai multe ori fără vreo emoție. Poți să mergi chiar și prin multe cartiere din București și prin centrul orașului. Asta spre deosebire de ce se întâmplă în orașe mari, precum Paris sau alte capitale, unde lumea s-a amestecat mult mai mult.
Bun, o istorie a atentatelor din 2001 încoace, de la atacurile din 11 septembrie, terorismul a devenit principala amenințare a lumii libere, iar Europa este ținta predilectă a adepților Al-Qaeda și a grupării Stat Islamic. 11 martie 2004, Spania. 10 bombe au explodat la Madrid și în suburbii, la bordul a 4 terenuri. 191 de morți, 2000 de răniți. 7 iulie 2005, Marea Britanie. 4 atentate sinucigașe comise simultan în 3 garnituri de metro și într-un autobuz din Londra. 56 de morți și peste 700 de răniți. 7 ianuarie 2015, atac armat la sediul Charlie Hebdo din Paris. 12 persoane au murit, alte 10 au fost rănite. Noiembrie 2015, Paris. Sunt vizate restaurante, o sală de concerte, o zonă adiacentă la Stade de France. 130 de morți, 400 de răniți. Yeah! 22 martie 2016, Belgia. 35 de persoane au murit, 340 rănite la Bruxelles, pe aeroportul internațional și în stația de metro Malbec. 14 iulie 2016, un camion intră în oamenii aflați la plimbare pe promenadă la Nisa. 86 de persoane au fost ucise, 400 rănite. 17 august 2017, șoferul unei furgonete pătrunde în viteză cu mașina pe artera pietonală la Rambla. 14 morți, 130 de răniți. O istorie teribilă a atentatelor din ultimii ani. Ce vedem acum este ultima copertă a revistei Charlie Hebdo, La France, cu această imagine, Seratul Jur la France, Franța cu imaginea totdeauna. Franța, probabil că vor să transmită mesajul că Franța este o țară liberală, democratică, o țară care își respectă principiile democratice. Și unită. În continuare, sunt trei manechine, să zic, dansatoare decapitate, cu o trimitere la ce s-a întâmplat săptămâna trecută, atacul din Franța. Mi se pare că trăim niște vremuri absolut, absolut nebune. Dacă vorbim de o publicație de satiră, niște oameni care fac niște desene, cu asta se ocupă ei, care reușesc să provoace atâta vâlvă. Sigur că nu e vina jurnaliștilor de la Charlie Hebdo, e această tensiune care se declanșează de la orice. Am văzut mai devreme imagini de la atacul de la Charlie Hebdo din noiembrie 2015, 12 morți, 11 răniți acolo, după ce această revistă de satiră a publicat o caricatură cu profetul Mahomet. La fel s-a întâmplat și de această dată, ceea ce a declanșat aceste atacuri în Franța, la Nisa, la Lyon, după ce Charlie Hebdo a publicat din nou o caricatură cu profetul Mahomet și cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Am văzut un val de proteste ale musulmanilor, se simt foarte indignați, profund jigniți de acest lucru. Desigur, libertatea de exprimare, mai ales în Franța, este extrem de importantă, extrem de respectată, dar eu totuși m-am întrebat, chiar era momentul în perioada asta pe care o traversăm cu toți în Franța? Sunt 50 și ceva de mii de cazuri în fiecare zi în lume. Ce se întâmplă? Era momentul să ieși cu așa ceva în condițiile în care știi că ai minorități extrem de vulnerabile, acei magrebieni care trăiesc la suburbiile marilor orașe. Sunt oameni neintegrați, oameni needucați, oameni care se radicalizează foarte ușor. În ziua de astăzi radicalizarea se face pe internet. Găsești un copil fragil, un copil sensibil, căruia îi trimiți o armă și spui să împuște 20 de oameni, că o să ajungă în drai. Sunt zone în Franța, în acele banlieue, în acele suburbii, în care poliția n-a spune chiar că nu are curajul, dar preferă să nu intre. Eu zic că da, e momentul, pentru că Franța joacă după regulile Uniune, după regulile Europei, după regulile Franței, unde e momentul să zici orice, oricând. Ok, deranjezi pe cineva, mai ales dacă ești publicație de satiră, cu atât mai bine, că îți mai vinzi și revista. Păcate, vorbim despre niște oameni care nu au niciun fel de logică. Noi tot încercăm să găsim logică și să spunem, de la revista asta a plecat nu știu ce atac. Nu, vorbim despre niște descreierați care n-au mamă, n-au tată.
la figurat, mă rog, și care sunt în stare de orice. Pentru că ei nu trăiesc după regulile Europei, pentru că sunt radicalizați, pentru că, așa cum spuneai și cum o să dezvoltăm aici la Știu puțin mai târziu, rețelele sociale creează monștri în cazul ăsta. Atacatorul împușcat mortal la Viena era un tânăr de 20 de ani de origine albaneză, condamnat în 2019 pentru că a vrut să se alăture ISIS în Siria. A fost eliberat în decembrie după ce autoritățile l-au declarat incapabil să comită un atentat. Teroristul era născut și crescut la Viena, fiul unor imigranți albanezi din Macedonia de Nord. Albanezii reprezintă cea mai mare minoritate din Macedonia de Nord, peste 500.000 la ultimul recensământ sau, dacă vrei, 25% din populație. Numărul lor e în creștere, aproximativ 35% din copiii născuți în Macedonia de Nord în 2017 erau de origine albaneză. Multe familii pleacă în lume în căutarea unui trai mai bun, iar unii dintre copiii născuți în comunități închise când cad sub influența grupărilor radicale, ca cel din Viena, exact ceea ce spuneam mai devreme, doar că dădeam de această dată cazul Franței. Bun, acest copil a postat pe Instagram o poză cu armele în mână cu câteva ore înainte de atac și uite că, deși supravegheat de poliție, deși închis pentru că voia să plece în Siria să se alăture ISIS, deși a postat, s-a umplut internetul cu shooting-uri, poze cu armele și așa mai departe. Dar e încă o dovadă că nu a fost dejucat, nu a fost descoperit la timp. E totuși încă o dovadă că poveștile astea n-au absolut nicio logică, pentru că, ok, vorbești despre albanezi, da? Cu un trecut care nu îi apropie prea mult de zona asta de care vorbim, de Europa de Vest, dar totuși sunt oameni care s-au născut la Viena, în Austria. Au șansa unei vieți mai bune, au șansa să câștige, spuneam, să trăiască precum europeni. Ceva mai devreme îți dădeam exemplul magrebienilor, tunisieni, marocani din Franța. Același lucru s-a întâmplat și aici. Albanezi care sunt în Austria, dar la a doua generație, nu au reușit să se integreze, nu au reușit, probabil că vin din, adică cu siguranță vin din familii extrem de sărace, cu nivel de educație foarte scăzut și uite, din cauza asta se ajunge fapt asta, și aici. De fapt asta e problema, asta este drama Europei în vremurile astea pe care le trăim, pentru că nu ai cum să-i baci pe toți în același coș. Pentru că din zonele alea de care spuneai și tu, e venit din Algeria, mai exact, e venit și Zinedine Zidane. Eroul Franței, un simbol pentru mândria Franței, da? Cum să-i bași pe toți în aceeași oală? Și atunci, cum faci să-i scoți pe toți? Toți musulmanii care se află în Europa, să-i scoți din Europa? Doamne ferește! Pentru că ne întoarcem cu vreo 70-80 de ani în urmă și ne întoarcem la tot felul de nenorociri și de erori ale istoriei. E o problemă foarte complicată și foarte delicată pe care nu știu cum o să o rezolve Europa. Mica țară diabolică, așa spunea liderul suprem, Ayatollahul Ali Khamenei, despre Albania. 60% din populația țării sunt musulmani, doar 17% creștini și 25% fără religie. Părerea mea e că trebuie să găsim să căutăm vinovații doar în aceste imagini. Vinovații sunt aceștia care au comis nenorocirea asta de atentat, cei care au comis atentatele și din Franța de săptămâna trecută și nu comunitățile pe care le reprezintă. O să vorbim și despre speranță, povești mai frumoase în seara asta la Știu. Hai să spun eu despre speranță, că am pomenit de asta. Povestea unei fetițe de 4 ani salvată din dărâmături la 91 de ore după ce blocul s-a prăbușit. Salvată, se află într-o stare bună, sigur, în stare de șoc, dar nevătămată. Eu vreau să vorbesc după pauză despre alegerile din America în această noapte. Uite-l, Joe Biden și Donald Trump, alegerile din America au și o super miză financiară. Dar nu luăm pauză și mergem pe alegeri. E un subiect extrem de important, e subiectul zilei în America. E ziua în care americanii fac o alegere ale cărei efecte pot fi resimțite de toată planeta. În plină pandemie, votul de anul acesta pare să bată orice scenariu de la Hollywood. Democrația se apără cu arma automată, cred mii de locuitori ai Americii, care îmbrăcați în haine militare au ieșit să patruleze mai multe orașe. Garda Națională a fost și este și ea prezentă pe străzi. Rudele și prietenii nu-și mai vorbesc pentru că au preferințe electorale diferite.
diferite. Mame și copii au rupt legăturile pentru că susțin doi candidați aflați în luptă directă. Suspansul s-ar putea să nu se risipească nici după încheierea urnelor. Trump-Biden se joacă până la ultimul vot. Ultimele discursuri electorale s-au încheiat cu doar câteva ore înaintea deschiderii urnelor. La fel ca acum 4 ani, Trump a ținut ultimul speech în Grand Rapids, Michigan. A terminat de vorbit după miezul nopții, dar 20.000 de americani au stat în frig pentru a-l asculta. În acest timp, Biden s-a aflat în Pittsburgh și acolo a fost un deja vu cu Lady Gaga pe scenă, la fel cum s-a întâmplat și acum 4 ani, la ultimul eveniment de campanie a lui Hillary Clinton. Biden a spus că Trump nu are stofă de lider global. We made history together 4 years ago, and tomorrow we're going to make history once again. When's the last time you ever heard of a president of the United States literally being laughed at out loud by world leaders when he spoke at the United Nations? Now is the time to show up and vote like this country depends on it, because it does! Primele rezultate au venit în Dixville Notch, din statul New Hampshire. Acolo toate cele 5 voturi exprimate pentru electori au fost pentru Biden. Procesul electoral se va termina în Alaska abia mâine dimineață la ora 7. Circa 100 de milioane de americani au votat fără să meargă fizic la urne. Au făcut-o prin corespondență. Printre ei și români care au dobândit cetățenia. Eu sunt din Las Vegas, din statul Nevada, și sunt destul de norocoasă pentru că statul Nevada permite cetățenilor să voteze prin e-mail. Am primit buletinul de vot prin e-mail, l-am completat, l-am imprimat și l-am returnat prin e-mail. Mi s-a schimbat perspectiva venind aici și trăind aici în România. Am devenit mult mai implicată și mai activă în datoria asta a mea, pe care cred că o are fiecare cetățean. Cred că perspectiva românilor despre America e foarte superficială. Cel mai bogat român din America a vorbit și el la Aleph News despre atmosfera din ziua alegerilor. Nu s-a ferit să spună cine preferă să câștige. Deci există o bandă întreagă de opinii. Sunt unii de extremă dreaptă, sunt unii de extremă stângă și foarte mulți la mijloc. Dar e interesant să vă uitați pe Facebook. Este un grup care se cheamă Romanians for Trump. Este și un grup mult, mult mai mic care se cheamă Romanians for Biden. Marea majoritatea, din ce văd eu, din experiența mea, de oameni care muncesc sau care sunt mai deschiși la cap, sunt pentru Trump. Mulți, mai ales femei, de fapt, sunt pentru Biden, că el e mai drăguț, mai civilizat, mai șmecheraș, așa, pe când Trump e... Părerea mea personală, Biden este un excroc. După părerea mea, Trump va ajuta de fapt tot globul, nu numai România, fiindcă Trump este un republican foarte liberal la legi, elimină toate legile inutile și toate decriurile și complicațiile care încetinesc de fapt business-ul. Suntem în direct prin telefon cu Sever Voinescu, fost consul al României la Chicago și un cunoscător al politicii din America. Bună seara! Bună seara! Ce anticipați pentru alegerile acestea? Credeți că poate Donald Trump să brăstoarne predicțiile, la fel cum s-a întâmplat și în urmă cu 4 ani? Poate. Eu cred că e greu de spus în momentul ăsta cine anume va câștiga președinția Americii. Dar totuși eu pot sări să vă spun cu mare grad de certitudine că votul popular, adică suma tuturor voturilor exprimate de cetățenii americani avută în vedere, va fi câștigat de Biden. Însă, cum știm, în America președintele este determinat printr-un sistem de mari electori, un sistem constituțional american mai special, care nu întotdeauna coincide cu votul popular. De altfel, acum 4 ani, Trump a pierdut votul popular, dar a devenit președinte. Asta e singura anticipare certă, aproape certă, pe care pot să o fac.
Trump a venit foarte, foarte puternic din urmă în ultimele 3 săptămâni. Biden a avut un final de campanie mai fără suflu, așa, mai slab. Din cauza asta a fost nevoie să intervină Obama însuși. Și a recuperat mult Trump, așa că în momentul ăsta realmente lucrurile se joacă. Mai am o întrebare. De ce credeți că au ieșit atât de mulți americani la vot? Ce e diferit acum față de alte alegeri? Cred că putem vorbi de un record. E foarte da, prezența finală ar putea fi de peste 160 de milioane. Asta înseamnă o creștere de peste 20% față de 2016, iar peste 98 de milioane de americani au votat deja. Așa este. E o tensiune extraordinară în societatea americană. E o tensiune pe care eu am simțit-o mai de mult și o tensiune de natură culturală. Practic, America, societatea americană e așezată în momentul acesta pe două aliniamente clare, ceea ce se cheamă progresiști într-o parte, conservatori în cealaltă parte. Astea sunt niște determinații, să spun, culturale, care au devenit în timp ideologice, iar acum se exprimă politic. Trump a împins lucrurile foarte departe în acest clivaj. Înaintea lui, e de spus, o făcuse Obama, deși lucrurile nu s-au văzut atunci foarte mult, dar, să spun așa, între ghilimele, vina lui Obama pentru scindarea societății americane de astăzi e destul de mare. Și aceste tensiuni, iată, și-au găsit expresie politică. Și într-adevăr am văzut și cum zugrăviți dumneavoastră campania. Într-adevăr, oamenii nu-și mai vorbesc, prieteniile se surpă, se răcesc relații de familie. Trăiesc și ei cam ce trăiam noi în 90, dacă vă amintiți, când între suporterii lui Iliescu și ai lui Coposu nu exista niciun fel de comunicare și, într-adevăr, relații personale puternice se fisurau. Bun, mulțumim foarte mult, domnul Sevroi Voinescu, pentru aceste informații. Îți mai spun că în acest moment cotele la pariuri live îl arată favorit pe Joe Biden. 1,66 cota democratului, 2,20 a lui Trump. Concret, cine mizează pe Trump câștigă de 2 ori suma pariată. Și încă ceva. Cel mai tare show al democrației se vede live la Alef de la 22. Sorina Matei și analistul Bogdan Nicolae trag concluziile zilei. Iar de la 3:30 noaptea asta, Ștefan Ionescu și profesorul Iulian Chifu analizează primele exit poll-uri. Ladies and gentlemen, it's go time! It's go time now! The President of the United States of America is... Who is going to vote for Trump? Urmărește cel mai mare show al democrației în edițiile speciale Ce se alege de America. We are respected again as a country. Marți, ora 22, două Americi față în față. Care sunt concluziile campaniei, ultimele sondaje și pronosticuri? Miercuri dimineață la 3:30, cheia Casei Albe. Descoperă primul exit poll live. It's time to change. Miercuri, ora 22. Ce rezultă din urne? Ce spune votul prin corespondență? We're going to win 4 more years. Alegerile din America au și o supermiză financiară. Politicile celor doi candidați susțin anumite domenii de afaceri. Câștigătorul cursei prezidențiale va aduce profituri uriașe pentru cei care mizează pe industriile sprijinite de el. Joe Biden a anunțat că va readuce America în acordul de climă de la Paris și că va investi 10 de miliarde de dolari în trecerea țării la energia verde. Cine crede în Biden poate cumpăra acțiuni la firme din energia verde, precum First Solar, Sunrun sau Plug Power, care produc echipamente pentru preluarea energiei solare. Prețul unei acțiuni, Sunrun, este de $60. Biden a spus că va relua o relație prietenoasă cu aliații Americii din Europa. Vor beneficia producătorii de mașini europeni care nu vor fi taxați suplimentar. Mercedes, BMW și Volkswagen sunt așteptate să crească la bursă. O acțiune Volkswagen se vinde acum cu $131 la bursa de la Frankfurt. Trump nu crede în modificările climei și susține industria extracției petroliere. Exxon, Chevron sau Shell sunt companii care vor câștiga
câștiga dacă Trump va învinge. Exxon poate fi cumpărat cu $39 acțiunea. Trump le impune aliaților NATO să cheltuiască 2% din PIB pentru apărare. Cele mai bune produse americane sunt militare, sunt americane, de aceea Lockheed Martin, producătorul avioanelor de luptă F și Raytheon, care face rachetele Patriot, vor avea de câștigat dacă Trump va fi reales. Raytheon costă acum $56 acțiunea. Faceți jocurile, cum scrie și pe titlul nostru. Sunt investiții pe care le putem face și noi de aici, din România. Și tot la jocuri rămânem, quizul e la mine. Eu ți-am spus ce știu, acum e rândul tău. Am un quiz la care poți să răspunzi pe pagina de Facebook Aleph News. Întrebarea este așa: care este președintele care a condus Statele Unite timp de 12 ani? Roosevelt, Thomas Jefferson sau George Bush? Intră pe Aleph News pe Facebook, răspunde, ne uităm pe comentarii și vedem mai târziu. Continui tot eu. După dezastrul provocat de cutremur, salvatorii turci au mai văzut un miracol. La 91 de ore de la seism, încă o fetiță a fost scoasă în viață de sub dărâmături la Izmir. Aida are 4 ani, este cel de-al 107-lea supraviețuitor salvat. Minunea, așa cum îi spun turcii, a venit la o zi după ce alte două fetițe, una de 3 ani și alta de 14 ani, au fost găsite în viață printre ruinele clădirilor prăbușite. Arkadaşımla birbirimize baktık. Sen de duydun mu beni duydun mu gibisinden. Tekrar bir dinleme yaptık. Hani ben buradayım gibisinden çok cılız bir ses geliyordu. Daha sonrasında enkazı susturduk. Tüm iş makineleri susturduk. Dinlemeye geçildi. Evet, gerçekten orada bir ses geliyordu. Ultimele cifre spun așa: cutremurul a rănit 994 de oameni în Izmir, iar 147 sunt în spital. Salvatorii încă mai caută supraviețuitori în 5 clădiri dărâmate. Poveste despre speranță, o poveste despre frumoasă miracole, până la urmă. Da, despre este miracole. Pentru mine imaginea zilei cu această copilă de 4 ani care, uite, a rezistat 91 de ore sub dărâmături. Deshidratată, dar fără rând mare, ai văzut, a cerut copilul chiftele și airan. Multe miracole acolo la Izmir. În weekend avusesem o știre și cu o pisică salvată de un câine polițist după 33 de ore. Ah. Îmi vine în minte așa o comparație între imaginea zilei de astăzi și imaginea de anul trecut. Anul trecut, pe vremea asta, ne gândeam la City Break-uri, am fi mers la Viena, dacă prindeam și o ofertă bună la bilete de avion, lumea mergea peste tot la concerte, pe stadioane. Ce vremuri trăim? Asta este cutremur în Turcia, din păcate, Dane, și va mai fi așa câțiva ani, așa că get used to it. Și pandemie peste toate. Cu juriul suntem la final de primă repriză și Nadina ne dă scorul. La pauză. Să știți că ne-a fost greu să nu vă dăm punctajul maxim amândurora, pentru că amândoi ați abordat subiecte care au ținut primele titluri ale presei și care chiar ne-au ținut în priză zilele acestea, când credeam că 2020 nu mai are cu ce să ne surprindă. Câștigătorul totuși este Dan pentru prima repriză, dar totodată o felicităm pe Ioana pentru că a abordat subiectul legat de cât de pregătită ar fi România în cazul unui atac terorist. Bun, să nu zicem câștigător, că suntem abia la pauză. Ioana recuperează deocamdată repriza a doua, ia să vezi ce povești are. Ne întoarcem în repriza a doua și vorbim de ce, Ioana? Ce Eu povește? Vorbesc despre cifrele COVID de la noi din România. Timișoara se pregătește să intre în carantină, situația de la noi. Bun, și eu o să vin cu o poveste ca în Casa del Papel, așa, la Milano, un jaf al unei bănci. O să-ți spun povestea lui Pavel cu Casa del Papel. Fac o rim. Pauză, revenim! Am revenit, ești la știu, Aleph News. Europa trage din nou obloanele din cauza pandemiei, avem cifre record și aici, în România. Ultima zi ne-a adus 7733 de cazuri noi din peste 30.000 de teste.
și 120 de români au murit. Alții aproape 1000 sunt internați la ATI. Nu intrăm în carantină, iar alegerile rămân o prioritate pentru guvern. Totuși, premierul Orban a anunțat obligativitatea purtării măștii în aer liber în județele cu peste 1,5 cazuri la 1000 de locuitori. Sunt 35 de județe în această situație. Guvernul nu vrea să audă de carantină. Timișoara fix pentru asta se pregătește. O spune noul primar, Dominic Friț, care vrea să le salveze sărbătorile timișorenilor. Dacă privim cifrele în față, atunci dacă realizăm că oricum la moment dat o să trebuiască să carantinăm zona metropolitană Timișoara, poate e mai bine mai devreme decât mai târziu. Cred că scopul principal trebuie să fie să putem în decembrie, la sfârșitul lui decembrie, să sărbătorim un Crăciun cât de cât normal. Și, bineînțeles, scopul trebuie să fie să salvăm câte vieți posibile. Alexandru Rafila, reprezentantul României la OMS, a declarat mai devreme la Marius Tucășău că mijloacele de transport în comun reprezintă principala sursă de infectare. Eu continui să susțin, și nu cred că e numai opinia mea, că principala sursă de infecție în acest moment este transportul în comun. Și școlile? Școlile în România au fost relativ puține cazuri. Gândiți-vă în luna aceea de școală. Dar în Europa? În Europa câteva procente, 4-6%. Eu cred că nu a fost vorba de începerea școlilor, ci de reluarea activității economice. Da, primarul Friț din Timișoara, și el neamț, la fel ca Angela Merkel, a anunțat că vrea să bage Timișoara în carantină, să le salveze timișorenilor sărbătorile, exact ceea ce a făcut și Angela Merkel, care a băgat Germania în carantină timp de 4 săptămâni pentru a le salva Crăciunul germanilor. O carantină soft, atenție, că asta este nuanța în Europa de Vest. Și cam spre asta se duce și Alexandru Rafila cu explicațiile. Carantina soft înseamnă școli deschise, pentru că ei și-au dat seama că școlile nu sunt focare de infecții, dar activitatea economică închisă, chestii de care nu ai nevoie neapărat. Gen restaurante. Nu, restaurantul este un lux în perioada asta. Da, sunt acum informații pe surse că se ia în calcul la nivel guvernamental, se discută despre o deschidere graduală a grădinițelor, a școlilor, chiar și în localitățile unde rata de infectare este mare. Uite că vine și premierul Orban, care ne spune că suntem obligați să purtăm mască și în județele care au depășit 1,5 la 1000 de locuitori. Eu mă întreb de ce am așteptat atât? De ce n-am făcut asta mai devreme? Am avut exemplul nostru aici, acasă, în județul Argeș, care era printre județele unde erau cele mai multe cazuri de infectare cu coronavirus. După ce primarul de acolo le-a pus mască tuturor pe față, a scăzut și în Argeș cazurile, este județul care are cele mai puține cazuri. De ce să așteptăm să moară răspunsul peste 100 meu de este români așa, pe zi și să se îmbolnăvească aproape 8.000? De fraieri, în primul rând, ce sunt cei care iau decizii, de frica alegerilor, de frică să nu supere pe cineva înainte de alegeri, să fie totul bine, să fie și patronii de restaurante mulțumiți, dar nu prea, dar oricum noi vrem, dar hai să dăm drumul o săptămână, pe urmă mai închidem o zi, hai să-i mai lăsăm un pic. Mai lasă-mă și cu alegerile astea, prefer să mă oblige, să-i oblige pe alții, că noi suntem responsabili să poarte mască, decât să mă uit că am 8.000 de cazuri, mi-au închis școlile. Astea sunt soluțiile la care a ajuns toată planeta asta, numai la noi e așa, la mica înțeles. Gereți aduce aminte, primarul din Brăila, care a anunțat pe Facebook o mare victorie, că a obținut dreptul pentru cetățenii din Brăila de a purta mască doar dacă vor. De fraieri ce suntem și pentru faptul că nu avem curaj să luăm niște decizii ferme. Mai departe, în Europa, virusul continuă să închidă Europa. De astăzi și Grecia a intrat în carantină parțială. Sunt impuse restricții de circulație pe timp de noapte, iar barurile, restaurantele și sălile de sport sunt din nordul țării și în regiunea Atenei vor rămâne închise pentru o lună. Cu un număr mare de infectări zilnice, 30.000, Italia a hotărât stingerea pe timp de noapte la nivel național și interzicerea călătoriilor în regiunile lovite de pandemie. Din Franța vin cifre de speriat. Aproape 53.000 de cazuri
ieri, un record absolut, iar pacienții de COVID ocupă acum mai mult de 70% din locurile de la terapie intensivă. În timp ce Europa se chinuie, China sărbătorește și introduce succesul împotriva pandemiei în programa școlară. Elevii vor învăța la biologie, educație pentru sănătate, istorie și literatură despre meritele partidului și ale statului în gestionarea crizei sanitare care a pornit de acolo. China învață pe copii că partidul a luat decizii la momentul potrivit. Au și exemple cu ce se întâmplă în restul lumii și au și exemple cu ce se întâmplă la ei, inclusiv concerte, am văzut imagini, festival ei, de muzică. Parcă totul revine la cluburi, normal, tot ce nu s-a întâmplat nimic, ne-au aruncat nou aici pisica neagră și descurcați-vă. Uitam, da? Sunt 47,5 milioane de cazuri de infectare cu coronavirus în toată lumea asta și 1,2 milioane de persoane și-au pierdut viața. Cifrele sunt rele și în continuă creștere. Candidatul zilei de azi e un vizionar. A trecut de la ALDE la Pro-România cu mai mult de un an înainte de fuziunea dintre cele două partide. Mihai Niță e în Parlamentul României din 2008 și a mai fost membru PDL și PC. Urmăriți-l în acțiune într-una din rarele declarații de la tribună. Vă să zic că acesta e tipul de justiție agreată de omul din capul mesii. Simțindu-se mult prea confortabil în bocancii statului, dumnealui caută corupția prin bălării, deși aceasta colcă tocmai în sistemul pe care o oblăduiește. Se pare că nu îl deranjează vânzarea copiilor de români, altfel ar fi luat poziție publică de îndată. Cazurile de genul acesta semnalate de presă imediat. 3 minute de mult, vă rog să încheiați, domnule deputat, mai sunt colegi care vor să intervină. Vă rog. Măcar azi, în această zi semnificativă, ne-am putea exprima ceva mai dezlușit în privința respectării drepturilor omului în România. Vă mulțumesc, deputat de Olt, Niță Mihai. Bun pentru orice partid din Parlament, Mihai Niță a lucrat aproape un sfert de secol la întreprinderea Pistoane Auto Slatina. Următoarea funcție din CV e, fii atent, manager al Spitalului Județean Slatina, înainte să ajungă senator. O imagine reprezentativă pentru România de astăzi. Nu doar că a citit ca la clasa a doua, dar s-a și prezentat ca la clasa a doua, Niță Mihai. Igor Dodon a scăpat din nou porumbelul. E atât de haios că mă gândesc să-i dedicăm o rubrică permanentă. Dacă e să parafrezez o vorbă din popor, nu schimbați porumbelul din mână pe coțofană de pe gard. Nu schimbați porumbelul din mână pe coțofană de pe gard. Pentru că o să regretăm absolut toți. Da, chiar așa. Dodon se crede porumbel, iar pe Maia Sandu, rivala lui din turul 2 al alegerilor prezidențiale, a asemănat-o cu o coțofană. Vorba a declanșat un val de ironii. Moldovenii au umplut internetul cu imagini amuzante, meme-uri cu Putin și porumbeli. Bine, Dan... În anumite culturi europene, să știi, coțofana este pasărea care este solul ce aduce nenoroc. S-ar putea să-i aducă nenoroc și lui Igor Dodon, mai ales îți reamintesc cifrele. Maia Sandu 36,1%, Igor Dodon 32,6%. Se întâlnesc amândoi în turul 2 în alegerile prezidențiale din Republica Moldova. Acum, îți spun că șeful PSD are o versiune proprie despre Revoluția din decembrie 89. Pe Ceaușescu l-am împușcat pentru că a plătit datoriile. Da, asta a spus Marcel Ciolacu la Postul Public de televiziune. Să știți că pe Ceaușescu l-am împușcat pentru că a plătit datoriile. Ce facem cu cei care au îndatorat țara acum, când n-a îndatorat-o nimeni niciodată? Nu neapărat. Nu, eu nu vorbesc de împușcat. A fost împușcat și că eu comparat. Ce tâmpenie, un om care habar n-are... A văzut o altă revoluție, a trăit cu totul și cu totul alte vremuri, cred că ar trebui să-și ceară scuze familiilor celor peste 1000 de morți, peste 3000 de răniți. Exact, din revoluția din 89. Omul ăsta habar n-are că statele mari, puternice ale lumii, cu America în frunte, s-au împrumutat, nu suntem important singuri. E unde se duc banii, reprezentantule PSD, care vrei puterea.
Doi hoți au reușit să dea o spargere demnă de filmele de Hollywood. Ținta a fost o bancă din Milano. Chiar dacă poliția a încercuit zona cu 10 de mașini, cei doi spărgători au reușit să fure 20 de cutii de valori și să se facă nevăzuți. Pentru asta au folosit fumigene și un tunel săpat pe sub clădire. Nici pentru a intra în bancă, nu vă gândiți că au folosit metode tradiționale, nu au intrat pe ușa principală, ci prin sistemul de canalizare. Poliția încă îi caută, operațiunea este îngreunată de faptul că incidentul s-a petrecut într-o zonă populată, în apropiere de piața Ascoli. În momentul jafului erau doar cei trei angajați care nu au fost grav răniți. Repede, la sport. Real Madrid bate sau moare în seara asta în Champions League. Echipa lui Zidane e ultima în grupă cu un singur punct după două etape și are meci greu în seara asta cu Inter Milano. Ryan Giggs nu va sta pe bancă la meciurile Țării Galilor de luna asta după ce a fost arestat pentru că și-ar fi agresat iubita. Giggs a respins acuzațiile. La câteva zile după ce a împlinit 60 de ani, Maradona e în spital cu semne de depresie. De o săptămână e foarte trist și refuză să mănânce, spun apropiații. Mesajele de la mulți ani i-au făcut rău. Publicația The Telegraph scrie astăzi că Messi va semna în ianuarie un precontract cu Manchester City și Inter Milano intră la negocieri. Asta mai scriu englezii de la Telegraph. Și acum răspunsul la quiz. Am întrebat mai devreme care este președintele care a condus Statele Unite timp de 12 ani, cel mai lung mandat din istoria Americii, și ți-am dat ca variantă de răspuns Roosevelt, Thomas Jefferson sau George Bush. Iar răspunsul corect este Roosevelt, între 1933 și 1945. Nu era limită de două mandate atunci, iar Roosevelt a murit după ce a început al patrulea mandat. Ne apropiem de finalul știului din seara asta, reluăm cele mai importante subiecte ale zilei. Viena lovită de primele atentate după 35 de ani, imagini înspăimântătoare cu criminalul, dar și cu cei doi eroi, culmea, musulmani care iubesc Austria. America numără voturile în ziua cea mai lungă, Donald Trump crede în victoria lui, dar bursele pariază pe Joe Biden, urmașul lui Obama. Și Turcia continuă să-și plângă morții și să creadă în miracole. Încă o fetiță de 4 ani salvată după 91 de ore de stat sub dărâmături. Povestea zilei pentru mine este legată de alegerile din America. Este un moment foarte important, nu doar pentru America, ci pentru întreaga planetă. Hai să vezi cu ce știri am atacat și eu în această seară. Timișoara nu mai poate evita carantina. Aproape 5 infectări la 1000 de locuitori. Primarul Fritz vrea închiderea controlată ca la german, dar guvernul se opune. Șeful PSD și-a pus internetul în cap după ce a spus că oamenii l-au împușcat pe Ceaușescu pentru că ar fi plătit datoriile României. Și România menține starea de prudență și nu crede în atentate la București. SRI nu vorbește decât pe Facebook, iar polițiștii nu au antrenamentele la zi. Iar povestea zilei pentru mine este cea despre cât de pregătită sau nepregătită este România în cazul unui atac terorist ca cel de aseară din Viena. Ne spuneam ceva mai devreme aici la știu Cosmin Andrei, ca liderul sindicatului Europol, că nu prea e pregătit. Deloc, chiar. Cu juriul, cu decizia, ne întoarcem imediat după o scurtă pauză. Ne-am întors cu finalul pentru decizia juriului. Pentru scorul final, Alex Angel ni-l dă. Hai că am avut ceva emoții pe final, dar simt că ne-ați pregătit. Ce te-a emoționat, cum trebuie, Alex? Noaptea asta albă. Am fost noi puțin distrați aici în juriu. Am fost prea concentrați pe ce ne-ați, pe ce ne-ați oferit în seara asta. Ne-ați deci pregătit cum trebuie. Se vede, da, noi am vorbit de toate nenorocirile planetei, tu deci ești cam amuzat. Bun, hai să trecem peste... Nadine, ai de vină. Zine, scorul? Ai întors scorul. Ai întors scorul, Ioana, ai 76 de puncte, Dan 74, la limită, așa? Iar scorul zilei tot la Ioana. Tot la Ioana ne-a arătat cât de nepregătiți suntem în fața unui posibil atac, care, uite, nu e așa de departe de granițele noastre. Bun, mulțumim foarte mult, Alex Angel. Nadina, povestea zilei. Da, Alex, din cauza mea este distrat, așa e. Nici nu făceam, n-aveam dubii, să știi, Nadina, n-aveam.
Să știți că și eu tot pe mâna Ioanei merg astăzi. De altfel am felicitat-o și mai devreme pentru story-ul despre cât de pregătiți suntem noi. Story-ul e și unul, ne ajută să vedem care sunt punctele slabe, care sunt punctele tare ale noastre în acest sens. Și e și amuzant totodată, pentru că noi suntem țara care e luată prin surprindere la prima zăpadă, dar la un atac terorist. Da, cam deci pentru mine Ioana este câștigătoarea de azi. Bun, mulțumim foarte mult, Nadina. Domnul Drăgan, ce impresie v-am lăsat și care este povestea zilei pentru dumneavoastră? Impresia este foarte bună, dar povestea zilei, tot pe mâna Ioanei am să merg, pentru că informația care ne-a dat-o acest domn Andrei, că polițiștii, ca să iasă după ora 10, trebuie să-și dea jos pijamaua și să fie chemați de acasă să iasă pe stradă, mi se pare o poveste absolut incredibilă. Nu știam, restul le mai știam. Dar povestea cu pijamaua de acasă, să ți-o dai jos, să stragi repede pantalonii și să ieși în stradă, mi se pare absolut incredibil. Așa incredibil este. Că niciun ministru până acum nu a reușit să se gândească să facă ceva în plus. Da, și că nimeni nu vorbește despre asta. Așa este. Mulțumim foarte mult, domnul Drăgan. Mulțumim că ați fost alături de noi. Vă mai așteptăm aici la Știu. Felicitări, Ioana, ai făcut un meci mare, ai învins o poveste foarte bună asta pe care ai prezentat-o și cu reacția de la domnul Andrei, că acum stăm cu ochii pe meciul din Statele Unite, alegerile sunt în noaptea asta pe Aleph News. Important e ca după aceste alegeri să câștige și România ceva, așa cum la meciul de la Știu câștigător ești de fapt tu. Acum te las cu Vlad Craioveanu și ochii pe mine. Pe curând!